Fostul ministru al agriculturii și fostul ambasador al Republicii Moldova în Japonia, Vasile Bumakov, și-a invitat prietenii la o triplă lansare de carte. Volumele Rătăciți în drum spre Elveția, Europa în era animalelor și Amintiri din Columbia sunt disponibile acum publicului larg și pot fi găsite în librării. Autorul a fost susținut la eveniment nu doar de către cei care îl cunosc, dar și de cititorii săi fideli. Vasile Bumakov ne-a mărturisit că a prins gustul pentru scrierea textelor în timp ce locuia în Japonia. Autorul a simțit nevoia să se expună despre situația politică din țară și să atragă atenția societății asupra problemelor existente. Consider că fiecare din cei care au mai făcut ceva în viața asta, au o vârstă, au lucrat în multe țări, să nu tac, să mă expun, fiindcă tăcerea este primul pas spre dictatură. Moderatorul evenimentului, scriitorul Emilian Galaicu Păun, a remarcat că volumele prezentate nu pot fi percepute strict informațional. Acestea sunt emoționante și ating centrul sensibilității umane. Ideea de a ajunge în alt spațiu cu bagajul tău și de a-l trece prin filtrele tale intelectuale și de a vorbi în cunoștință de cauză funcționează ca o idee generatoare. Poetul Ion Hadârcă, care a scris și prefața pentru volumul Pierduți în Columbia, a apreciat spiritul critic și analitic al autorului, care reușește să provoace zâmbete prin lacrimi. Întotdeauna eram încântat de maniera domnului Bumakov, prietenul nostru drag, de a relata o întâmplare. Are ardeiul acesta pe limbă. La rândul său, analistul politic Anatol Țăranu a subliniat că volumele lansate stârnesc o curiozitate aparte, iar după răsfoirea acestora, oamenii își pun mai multe întrebări. Evenimentul de lansare s-a încheiat cu o sesiune de autografe. Vasile Bumakov este autor a numeroase publicații științifice, a brevetat 26 de invenții în mecanizarea agriculturii și tehnologiilor agricole. Este doctor honoris causa a două universități din Timișoara și Iași, a predat în Columbia și Tokyo.